Primul hop al examenului de maturitate a fost trecut cu bine de cei mai mulți liceeni. Au fost însă și elevi care, deși s-au înscris la examen, au absentat de la proba competențelor. La proba competențelor lingvistice de comunicare în limba română, s-au înscris 2970 de candidați, 2901 s-au prezentat, 69 au absentat și în urma probei care s-a încheiat ieri, avem următoarele nivele de competență. Experimentați 1893 de candidați, avansați 749 și mediu 259. Potrivit conducerei inspectoratului școlar, cei care lipsesc la probele de competențe se pot prezenta fără probleme la probele scrise. Nu vor primi însă certificatul de competență profesional. Bacalaureatul nu s-a încheiat pentru ei, pot veni la oricare altă probă, chiar dacă nu dau nicio probă de competență, pot veni la probele scrise oricând. Din monitorizarea centrelor, cel puțin, de exemplu, am fost la Angelul Gină ieri, doi elevi nu s-au prezentat, o elevă va pleca în străinătate și un elev nu mai este interesat de bacalaureat. Și bănuiesc că cu astfel de situație se confruntă, eu știu, și alte licee. Următoarea probă de evaluare a competențelor digitale se va desfășura în perioada 25-28 iunie. La nivelul județului Vaslui, 2930 de absolvenți și-au declarat intenția de participare.